Teatrul, literatura, muzica și istoria se îmbină armonios într-un inedit proiect artistic până la cărui premiere au rămas numai câteva zile. Concertul spectacol Între cer și pământ, adaptat după romanul Tema pentru acasă de Nicolae Dabija, îi aduce în scenă pe soprana basarabeană Valentina Anafornița și actorul român Marius Manole. Concertul spectacol Între cer și pământ este conceput de dirijorul Cristian Spătaru și regizat de Daniela Burlaca. În premieră, celebra soprană Valentina Anafornița va avea și un rol dramatic și va da replică îndrăgitului actor român Marius Manole. Acum, cea mai mare provocare pentru mine e să pot să echilibrez această balanță de a vorbi foarte mult, de a juca un teatru dramatic, dar să le faci pe ambele e destul de dificil. Când vorbești, vorbești cu un alt registru, când cânti, cânti cu tehnica de operă. Profesorul Olmu ne dă o lecție de cum ar trebui să trăim, de cum ar trebui să ne păstrăm mândria, să ne păstrăm coloana vertebrală dreaptă în fața celor care vor să ne pună piciorul pe cap. Și cred că mai mult ca oricând trebuie să fim uniți și mai mult ca oricând trebuie să avem valorile naționale și să credem în poporul nostru, în tradiția noastră și în lucrurile care ne-au unit de-a lungul timpului în fața atâtor altor dușmani. Adaptarea romanului Temă pentru acasă de Nicolae Dabija este o încercare de a oferi publicului o hârtie de turnesol a valorilor umane, spune regizorul proiectului. Textul ăsta va fi o reîntoarcere către origini. Întâi de toate, este la modul cel mai direct o legătură de verb cu tot ceea ce înseamnă divinitate, dragoste, sacrificiu, pace, război, viață. Or, romanul lui Nicolae Dabija, textul scris, permite să fim foarte aproape de momente unice spirituale, umane, care ne reprezintă ca popor. Jocul scenic va fi însoțit de compoziții muzicale diverse, partituri care vor amplifica firul dramatic al spectacolului, spune dirijorul Cristian Spătaru. Avem muzică de la Bach, adică din epoca timpurie barocă până în epoca târzie romantică și chiar al secolului 20. Vrem să atingem așa o paletă mai colorată de muzică. Premiera spectacolului Concert Între cer și pământ va avea loc pe 17 aprilie la Arena Chișinău. Romanul Temă pentru acasă al scriitorului basarabean Nicolae Dabija a apărut în 2009, este volumul de proză al unui scriitor contemporan cu cel mai mare tiraj din tot spațiul românesc. Cartea a fost tradusă în franceză, germană, engleză, bulgară și italiană.